Am ajuns să fim într-o viteză, să nu mai încetinim câte un pic și să ne bucurăm unul de altul, fiind acum toată tehnologia asta, să întâlnesc și toți stau pe telefoane. Nu să mai bucură, mai lăsați-le deoparte, când vă întâlniți unii cu alții, priviți-vă în ochi, discutați unul cu altul, ajutați-vă, îmbrățișați-vă, bucurați-vă. Adică ascultați-vă păsul unul la altul, nu vă dați seama cât de mult contează, dar încercați să dați un pic deoparte toate astea și chiar acasă la fel. Încercați să vă faceți un obicei ca seara, să vă întâlniți toți împreună și să discutați, dar închideți tot cum se spune, mișcă, cei tehnologie, că altfel nu o să vă permite lucrul ăsta. Măcar un ceas în fiecare seară, Dați toate deoparte într-o cameră unde nu există din astea, într-un salon și stați, discutați unii cu alții, jucați-vă ceva împreună. La copii, foarte indicat să știi să joace șah, să poată juca unul cu altul. Că ajută foarte mult la dezvoltarea creierilor, la concentrare, că altfel dacă îi scăpați în partea asta a tehnologiei, nu mai au chef de nimic tot timpul, nici de învățat, nici de a se bucura, de a se juca, pentru că ajung la dependență. Și atunci e foarte greu. Deci încercați lucrul ăsta, măcar în fiecare zi să fie un pic de timp, lăsa totul deoparte. Și să fiți împreună, să discutați, să vă bucurați, aveți copii mai mulți, scoși afară, jucați-vă cu ei, alergați, jocuri diferite și un fotbal, dacă mai mulți, orice, mai să fie scoși din cadrul ăsta.